Sala de sport a liceului cu program sportiv Sasad Albert din Târgu Mureș a fost luată cu asalt astăzi de copiii dornici să-și vadă vedetele ASEA îndeaproape. Echipa Târgu Mureșeană de fotbal, prin campania ASEA în curtea școlii, a oferit elevilor și liceenilor ocazia de a juca un meci de fotbal cu vedetele autohtone. Acesta a fost primul eveniment al campaniei care se adresează tinerelor talente târgu mureșene și care are ca scop atragerea tineretului către mișcare și sport. Peste 900 de copii au fost prezenți la eveniment. A fost multă lume, zic că evenimentul s-a bucurat de un real succes fiind la prima ediție. Scopul bineînțeles e de a atrage cât mai mulți suporteri, sau viitori suporteri la ASEA, a interacționa cu orașul, pentru că până la urmă ASEA este un brand pe care trebuie să-l dezvoltăm în această zonă. Ce ai făcut astăzi aici? Păi am observat meciul cu ASEA și LPS și mi-a plăcut mai mult ASEA. Da? Da. Autograf. Am dat autograf aici. Aici nu se prea vede. Cine ți-a dat? Cât? Și aici pe mână. Bravo. Eu de la Siladi, de la Bomba și de Cucoa. M-a plăcut meciul și țin cu ASEA. Bravo. Mi-am uitat la meci. Da. Ți-a plăcut? Da. Cu cine ai ținut? Cu ASEA. Da? Ești mare fan? Da. Cine ți-a dat autograf? Arată-ne autografele. S-au dat autografe, s-au făcut poze. Cei mai buni copii din fiecare clasă, deci cu rezultate cea mai bună la învățătură. Și a avut loc un meci între echipa LPS și ASEA Târgu Mureș. Meciul s-a terminat 5-4 pentru ASEA. Iar pauza a fost rezervată concursurilor, câștigătorii fiind răsplătiți cu premii. Începând de luni, se dă startul celui de-al doilea eveniment. Elevii și tinerii mureșeni pot vota pe pagina oficială de Facebook, ASEA Târgu Mureș Oficial, școala la care doresc să se desfășoare următoarea acțiune în curtea școlii.